În următoarele 6 luni, consumatorii casnici, dar și școlile, spitalele și companiile mici nu vor plăti mai mult de 1 leu pe kilowattoră energie electrică și 37 de bani pentru gaze. Potrivit legii, plafonarea se aplică indiferent de nivelul consumului. În plus, gospodăriile care nu depășesc un consum de 300 de kilowattoră lunar la electricitate sau 200 metri cubi lunar la gaze vor primi facturi reduse cu 29 de bani pe kilowatt la energie și 33% la gaze. Titularul de contract nu trebuie să facă niciun demers. Furnizorul trebuie să se ocupe de recuperarea diferenței de bani de la stat. Ajută practic toți românii, companiile, ceturile, spitalele, școlile, ONG-urile, unitățile de cult, plafonează prețul și nu lasă românii în această iarnă pradă fluctuațiilor de preț. În cazul firmelor, compensarea se realizează prin eliminarea temporară a unor tarife, astfel încât să fie plătită doar energia propriu-zisă. Specialiștii care monitorizează piața consideră că ajutorul va fi consistent, mai ales în cazul electricității. Pentru energie electrică, avantajele vor fi unele simțitoare, se vor vedea. Pentru gaze naturale aș fi putut să fie prevăzute niște valori care să fie similare, prețurile din iarna aceasta vor fi mai mari decât prețurile din anul 2020, atât la gaze cât și la energie electrică. Rămân valabile și regulile pentru consumatorii vulnerabili, care pe timpul iernii pot cere și suspendarea plății facturilor pentru o lună, două sau șase. Trebuie să ceară acest lucru furnizorilor. Noua lege a compensărilor a fost votată în unanimitate în Parlament. Este o lege care e necesar să intre în vigoare de la 1 noiembrie și dacă nu intră la 1 noiembrie, degeaba o facem. Problema energiei nu e doar despre iarna asta. Este despre cum votăm o lege care să fie aplicabilă pe mulți ani de acum înainte. Sper că proiectul de astăzi nu va avea un efect invers și să nu periclităm investițiile pe termen lung. Și orașele vor primi subvenții. Guvernul trebuie să acopere o parte din prețul gigacaloriei, mai precis jumătate din diferența între prețul plafonat și prețul de achiziție al gazelor naturale.